Verdețurile au invadat piețele, dar te urzică la buzunar. Urzicile, ștevia și loboda sunt mai scumpe decât carnea în piețe. Vânzătorii spun că prețul este pe măsura muncii grele. Tarabele piețelor din București sunt pline cu verdețuri de sezon. Un kilogram de urzici costă între 20 și 30 de lei, mai mult decât un kilogram de piept de vițel sau de cotlet de porc. Urzicile se vând și la 100 de grame, la pungă cu 5 lei. Vânzătorii spun că au motivele lor să țină la preț. Spanacul se vinde cu prețuri între 6 și 10 lei, iar salata costă între 3 și 5. Dacă anul trecut mai găseai în piețe ceapă verde sau usturoi cu un leu legătura, acum prețul s-a dublat. Tot 2 lei costă și legătura de lobodă, ștevie și leurdă. Au mai crescut cu cel puțin 50 de bani un leu la fiecare produs, spune un producător. Am cumpărat un kilogram de urzici cu 25 de lei, 3 salate crește, două legături de ceapă verde, două legături de usturoi verde și două legături de ștevie. Pe toate aceste produse am plătit 50 de lei. Mulți români răbuvnesc când văd prețurile mult prea mari. Mai bine nu mai mănânci de post decât să mănânci verdețuri. Totul a luat o razna, ceapa, roșiile, un kilogram de carne, se plânge un client. Am venit și noi duminică, dar nu am cumpărat nimic, că nu ne permitem. Toate sunt scumpe, ceapa verde, absolut tot, exagerat în raport cu pensiile și salariile, zice un român cu o pensie de 1500 de lei. Micii fermieri cred că prețurile verdețurilor vor mai scădea după Paște, când se termină și postul și cererea nu va mai fi atât de mare, relatează observatornews.ro.